своими глазами. Интернет-телевидение ТВ Белс находится в гостях у врача-терапевта перинатального центра клинической больницы Бельц Бурга Ольга. У нас такая рубрика «Советы врача». Каждый день мы обращаемся к одним, к разной категории врачам и задаем какие-то вопросы, которые волнуют наших слушателей, да, наших подписчиков. Один из вопросов звучит так. Что делать? Сейчас у нас идет вспышка коронавируса, да, пошла, наверное, вторая волна, потому что осень. Вот, если вдруг беременная обнаруживает какие-то симптомы коронавируса, насколько это страшно для здоровья ее и ее малыша? То есть она может есть симптомные, есть бессимптомные заболевания этого вируса? Mulțumesc. Este o întrebare actuală. Din păcate, suntem în cred că faza a doua a pandemiei, nu știm cât mai avem înainte. Foarte mult sperăm noi toți medicii să trecem cu bine și cât mai repede, dar realitatea este așa cum este. Gravidele nu sunt de pe altă planetă, ele locuiesc cu noi împreună, așa că au toate șansele absolute de a face o infecție cu coronavirus. Симптоматика la gravide este practic similară ca симптоматика la tot ceilalți oameni. Dar motivul principal al adresării este febra. În caz că apare febră, deci gravida neapărat trebuie să anunțe medicul de familie. Asta se face în primul rând. Sau, dacă este în timp de noapte și febra este înaltă, să anunțe sigur că ambulanța 112. Și atunci medicii iau hotărârea, o duc la secția de triaj, unde se face testul și se apreciază este COVID-ul pozitiv sau nu. Deci ăsta la moment e cel mai cert diagnostic. Noi nu putem pe baza clinicii să spunem că e o infecție banală sau este infecție prin coronavirus. În cazurile când nu este febră și este doar o rinită, o zgârietură în faringe, ceva, niște simptome catarale ușoare, deci în primul rând, care este deci sfatul efectiv pentru toată lumea, este băuturile abundente, calde, este vitamina C, este efortul minimalizat și urmărirea, monitorizarea. Dacă situația se ameliorează, atunci poate fi vorba, nu exclude nimeni și o infecție banală. Dar dacă, cum am spus, apare febră, ăsta este un motiv alarmant. Coronavirusul în sarcină, deja noi avem puțină practică, nu ne putem lăuda cu prea multă, dar avem practică de evoluție a infecției acestea în sarcină. Foarte des femeile gravide fac pneumonii bilaterale, din păcate, dar până la moment, noi am avut succes în toate cazurile și toate femeile noastre au plecat din staționar sănătoase, multe din ele deja și-au născut bebeluși sănătoși. De aceea sperăm că asta va fi și mai, așa va fi și mai departe. Este un motiv îmbucurător în construcția virusului ăsta. El este mai mare în diametru, de aceea nu traversează bariera placentară. Dar efectele toxice și efectele urmărilor bacteriene, asocierilor bacteriene prin pneumonii au același impact ca și la oricare alte persoane.